Ya 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 ya. Bă. Bă, nu-i frumos să faci așa. Vreau să trec. Lasă-mă pe mine. Vreau să trec. Ăla de ce e pe contrasens? Cuțu, nu mă mușca, Cuțu. Cuțu. Cuțu, Cuțu. Oh, Jesus. Bă, ce frumos e. Bă, ce frumos e. Gigi, 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 gigi. Unde? Unde te duci? Așa. Unde? Unde te duci? Așa. Și în același timp fuge fața de fuge fața de roate, da. Fața se duce, roata rămâne. Dă și acest video. Dați video. Tfu, dragii mei, dați videoclipul mai departe și altora să afle și ei. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi vorbim despre șina de tramvai. De ce vorbim despre șina de tramvai? Pentru că vara a trecut. Cu părere de rău, vă spun că vara a trecut. De ce a trecut vara? Pentru că așa este firesc să fie. Să treacă vara, să vină toamna și după care să vină iarna, primăvara și abia apoi să vină vara din nou. Abia am trecut peste niște șine de tramvai. Vă vorbesc despre șina de tramvai sau șinele de tramvai, pentru că sunt mai multe. Nu e doar una, că tramvaiul nu merge pe două roți ca noi, merge pe mai multe roți, nu pe patru. Ai greșit, știam eu că te gândești la patru. Vara mai e puțin acceptabil, dar în momentul în care a venit toamna sau, hai să zicem, și ăștia puțin mai curajoși care merg iarna sau primăvara, da? Șina asta de tramvai se transformă într-un calvar pentru noi. De ce? Pentru că poți să pici foarte simplu, foarte ușor, foarte rapid, din nimic. Despre cum poți să abordezi această șină de tramvai, despre cum poți să te ferești să nu pici pe această șină de tramvai și cum poți să te aperi în cazul în care ai picat pe o astfel șină. Pe o astfel șină, da, corect, bravo, bravo Motorider, perfect, bravo, să continuăm. De ce spun asta? Pentru că este cel mai păcătos, cea mai păcătoasă suprafață pe care poți să mergi în oraș. Sau dacă ai vreun tramvai și în afara orașului, dă-mi și mie acolo un comentariu că eu nu știu, tramvai în afara orașului. Revenind la povestea noastră, rahatul ăsta care se află aici în stânga noastră, care nu este uniform și ale dale și are... Șina asta nu e egală, nu e uniformă la nivel cu asfaltul și dacă ar fi și la nivel cu asfaltul, tot n-ar fi bine. De ce? Pentru că suprafața este lucioasă, suprafața este alunecoasă și poți foarte ușor să pici de pe motocicletă. Nu acum când stai să te uiți la mine. Unde? Unde te duci? Așa. Cum se abordează, dragilor, o astfel de șină? Pentru că ea alunecă, da? În momentul în care treci peste ea, aluneci, logic. Dacă îi dai în gură și mergi tare pe ea, aluneci foarte mult. Înainte de a începe să vă spun cum să abordați o astfel de șină de tramvai, ar trebui să vă spun o mică povestioară dintr-un oraș din Prahova. Minunată manevră ce ai făcut, să nu mai faci. Era un nene care mergea prin oraș cu un cruiser. Știți voi... Chopperile alea, cum se spune în popor, au o greutate mai mare și în același timp fuge fața de roate, da. Fața se duce, roata rămâne. La astea mă refer, da, corect, bravo, le-ai văzut bine. Ce vreau eu să vă spun este că acest nene, da, mergea pe șina de tramvai, pe linia de tramvai și omul meu a deraiat, a căzut și a dat cu bărbia de această șină. Bine, nu de această șină, de altă șină, dar era asemănătoare. Iar în momentul în care a picat, șina, nefiind uniformă, așa cum am spus mai devreme, și-a tăiat puțin din bărbie. Puțin mai mult, dar asta e altă poveste. Și de asta spun că trebuie să avem un echipament complet, un echipament curat și adecvat condițiilor pe care mergem.
Da? Condițiile de drum, condițiile de vreme, condiții de oraș și așa mai departe. Da? Nu neapărat că îți trebuie ceva super, super wow, dar îți trebuie totuși acolo o minimă protecție, da? Care să te apere la orice incident. Deci un astfel de incident se poate întâmpla din aproape orice. Era vorba că avea o căscuță din aia open face. De fapt nici open face nu era, era un castronel pus pe cap, că da, așa e moda la cruzere. Dar cât de fain ar arăta, credeți-mă că nu vă protejează la mai nimic acea căscuță. Arată fain, într-adevăr, dă bine în poze, este un stil, ești apreciat, bravo tati. Dar pentru mine și pentru ce sugerez eu, nu este adecvat. Revenim la abordarea șinilor de tramvai. Cum ai putea să abordezi o șină de tramvai să nu te trântească? Este mai rece afară, nu mai este aceeași aderență și de cele mai multe ori astfel de suprafețe lucioase le mai găsești și ude. Și atunci motocicleta îți fuge mult mai ușor decât de obicei. Cel mai bine ar fi în momentul în care abordați exact cum este cea de aici. Vedeți, fac puțin stânga, puțin dreapta. Nu mă prinde, atenție, să nu vă prindă înclinați pe motocicletă. De ce? Pentru că în momentul în care ești înclinat pe motocicletă, aderența ta, da, forța fizică este să te tragă în jos. Dacă tu ești înclinat pe o astfel de suprafață lucioasă pe motocicletă, ce se întâmplă? Păi îți fuge roata de față sau îți fuge roata de spate. Forța fizică este să tragă motocicleta în afară, în exterior, da? Fuge foarte repede, credeți-mă, doar mergi și cu mașina, că și cu mașina te fură și cred că mulți dintre voi ați conștientizat treaba asta. Te fură extraordinar de repede și cu mașina, doar să pui puțin frâna sau să fii într-o curbă în care ai șină de tramvai. Credeți-mă că este foarte păcătoasă treaba asta și nu e un lucru de glumit. Încercați pe aceste șine de tramvai să... una la mână. Să nu vă aplicați pe ele, da? Să nu fiți pe curbă sau foarte aplicați, să nu accelerați când sunteți pe o astfel de suprafață și încercați să nu prea puneți frână. Cel mult, dacă nu puteți să puneți frână pe ele, ieșiți din trasa lor, ieșiți pe o bucată de asfalt, de pietriș, de orice și încercați mai bine să puneți acolo frână decât să puneți frână pe o astfel de suprafață. Inevitabil, dacă ești începător și te-ai speriat și ai pus frână pe o astfel de suprafață, ați ghicit, da, nu mai spun. ești una cu pământul. Altă chestie, nu schimbați viteza când sunteți pe o șină de tramvai. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai schimbat viteza și ai dat frumos drumul la ambreiaj, acolo intervine o forță care îți rotește ție roata de spate, îi pune forță roții de spate și ce se întâmplă e ca și cum ai fi accelerat. Sau dacă decelerezi și dai inferioară pe o șină de tramvai, roata tinde să se oprească, da? Și atunci o să îți fugă roata de spate. Nu este complicat, nu sunt foarte multe lucruri de spus despre această șină de tramvai, despre această suprafață, da, lucioasă, pentru că e simplu. Cred că e la mintea cocoșului să gândești o astfel de chestie, dar credeți-mă că nu e de glumit. Dacă te prinde într-un moment nepotrivit, nu mai poți să pui frână, nu mai poți să faci nimic, trage ambreiajul. De ce? În momentul ăla nu mai ai nicio forță la roată, nu încerca să pui frână, doar trage ambreiajul și lasă motocicleta să ruleze. Așa ai cele mai puține șanse să pici. Stilul de mers în oraș nu prea se compară cu stilul de mers în afara orașului. În afara orașului te aperi de niște lucruri, în oraș te aperi de alte lucruri, cum ar fi șina de tramvai. Șina de tramvai, șina de tramvai. Școală de tramvai. Bine, aia nu. Dragii mei, spuneți-mi și mie în comentarii dacă aveți prieteni care au derapat pe o asemenea suprafață, dacă aveți prieteni care au scăpat sau chiar care au făcut accident. Spune și tu povestea ta acolo în comentarii, dacă știi ceva legat de această suprafață, sau pur și simplu pune-mi o întrebare, iar eu îți promit că îți voi răspunde personal la acea întrebare. Dă și acest video. Dați video. Dragii mei,
Dați videoclipul mai departe și altora să afle și ei care este cea mai păcătoasă suprafață pe care te poți da și cea mai periculoasă suprafață pe care te poți da într-un oraș. Nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motoridershow.ro, acolo unde avem tricouri, hanorace, cănuțe, sticăre și așa mai departe, accesorii de toate felurile. Așadar, dragilor, pentru că benzina aproape s-a terminat, eu am fost Motorider. Până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine, pa! Pup, te țuc, pa!